mai regină decât floarea, doar femeia poate fi. Mai adâncă decât marea, doar femeia poate fi. Astăzi imaginăm femeia, simbol al vieții și al iubirii, al purității și al frumuseții spirituale. De multe ori stă în umbră și își face datoria cu dragoste, fără ca să ceară ceva în schimb. 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, ziua în care sunt rostite cele mai frumoase felicitări și mulțumiri. În această zi, am decis să surprindem 4 doamne din satul Măgdăcești și să le dăruim o zi de plăcere și răsfăț. Vă invit să le cunoaștem! Mariana Efros, 41 de ani. Activează ca ajutor de educator la grădinița Floricica. Căsătorită. 2 copii. Olga Boaghe, 70 de ani. Pensionară. Căsătorită. 2 copii și 5 nepoți. Mitrodora Negură, 67 de ani. Pensionară. Căsătorită. 3 copii și 7 nepoți. Galina Schechtman, 33 de ani. Activează ca bucătar la grădinița Tic Pitic. Căsătorită. Crește și educă 3 copii. Mariana este pentru prima dată la un salon de înfrumusețare. Cei care o cunosc o descriu ca fiind o fire modestă, cu bun simț și de o cumsecădenie rară. Cea mai mare realizare în viața ei sunt cei 2 feciori gemeni, cărora le este pilon de sprijin în toate, în special fiul lui Daniel, care a ajuns departe în lumea sportului, devenind campion european și maestru în sport taekwondo. Își dedică tot timpul familiei și gospodăriei. Pune grijile altora mai presus decât propriile dorințe și necesități. Recunoaște că și-ar fi dorit să-și dedice mai mult timp pentru ea. Stiliștii au optat pentru un look mai special, scoțând în evidență trăsăturile fine ale femeii. Sperăm ca acest experiment să fie un punct de pornire pentru mai multă grijă și iubire de sine. Nici mărea să n-a fost așa. Pe doamna Olga am cunoscut-o într-un moment de răscruce, între ieri și azi, înainte și după diagnostic. A trăit și vârf și prăpastie, însă nu s-a lăsat doborâtă de încercarea vieții. Din contra, a găsit puteri să se ridice, să lupte și să învingă. Este un exemplu de curaj și forță. Pe parcursul vieții, a îmbrățișat mai multe meserii. A fost laborantă la prima stație de epurare și la cazangerie din localitate. A copt cea mai gustoasă pâine la burătărie din sat. În prezent, este angajată ca bucătar în cadrul unui restaurant de prestigiu. Mănuiește atât de bine ingredientele, încât vizitatorii adulmecă gustul sărbătorii în fiecare zi. Bucuria cea mare îi sunt cei 5 nepoței, care așteaptă cu nerăbdare fiecare întâlnire, pentru a-i aduce în dar câte un desen pictat de mânuțele lor. E mereu în luptă cu timpul, tocmai de aceea niciodată nu își dedică vreun moment de răsfăț. Astăzi și ea se află pentru prima oară la un salon de frumusețare, iar zânele noastre îi vor pune în valoare frumusețea și îi va aduce licărire din ochi de altă dată. Pentru dumneiei se va crea o aranjare lejeră, cu îndreptarea buclelor naturale și se va aplica un machiaj de seară în culori pastelate. Doamne, Dumnezeule! Nu se iau!
Doamne, să ajungi așa blăneaș și să vezi că spate de ei făcut ceva frumos. Brava, fietele! Mitrodora Negura este unul dintre miile de copii care au văzut lumina zilei în Siberia, având părinții deportați. Revenirea acasă și copilăria pe meleagurile natale a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții. De mică a învățat că în viață totul se obține prin multă muncă, străduință și respect față de aproapele său. A lucrat la bucătăria de lapte în gospodăria sătească. A dedicat 15 ani funcției de operator la filiala Moldova Gaz din localitate. Iar acum este la odihna bine meritată. Pe lângă treburile din gospodărie, doamna Mitrodora are o mare îndeletnicire. Pâinea și colacii copți pe vatră. De la mama ei a prins drag de a da formă, gust și culoare făinii de grâu. Se emoționează până la lacrimi atunci când își adună copiii în jurul mesei. Se consideră o femeie împlinită prin realizările celor 3 copii și 7 nepoți. Iar atunci când greutățile o apasă, pacea și tihna interioară o găsește întotdeauna în lăcașul sfânt. Acolo unde merge în fiecare duminică pentru a-i mulțumi Domnului. Astăzi, de ziua femeii, va purta un cuc lejer, care va adăuga eleganță și stil, iar machiajul de zi îi va împrospăta chipul. Galina și-a pus șorțul de bucătar la vârsta de 16 ani. A trecut prin școala multor localuri pentru evenimente, obținând suficientă experiență ca în prezent să prepare cu iscusință hrană sănătoasă pentru cei peste 100 de micuți de la creșa din localitate. Se caracterizează ca fiind o fire liniștită, dar care iubește companiile gălăgioase. Crește și educă 3 băieți cu caracter. Chiar dacă este un bucătar de meserie, în spațiul pentru gătit de acasă este loc și pentru soțul său, care mereu o surprinde cu bucate simple, dar delicioase. Galina merge la salon ocazional. Pentru ea frumusețe naturală este o valoare. A fi natural este o perfecțiune cu măsură, o stare cu care femeia se identifică 100%. Astăzi, stilistele noastre o vor scoate din zona de confort și vor accentua frumusețea printr-un machiaj cu nuanțe mai îndrăznețe, în tandem cu buclele retro în stil hollywoodian. Sperăm că această transformare să-i fie pe plac! Zâmbitoare, încrezute în forțele proprii, cu dragoste și cu mărinimie să vă dedicați celor apropiați și celor iubiți. O parte a administrației publice locale din Maria Mărbecești, uniți atenție, un buchet țel cu nouă. Mulțumim! Drag! Mama, mă și de tine! Mă mulțumesc pe rambe! Și doamnele frumoase! Mulțumim frumos! Dragi
Dragi femei, păstrați copilul din voi, în sufletul lui încape atâta bunătate, puritate și sinceritate. Să nu vă pierdeți speranța și credința, indiferent de orice s-ar întâmpla. Să vă fie inima mereu ca pâinea cea caldă. Bucurați-vă de fiecare clipă, dedicați-vă cât mai mult timp. Dragostea o face pe femeie frumoasă, atenția o face fericită. Iubiți și prețuiți femeia de lângă voi. Fără prezența ei, focul casei s-ar stinge și inima nu ar mai bate la fel. Iar tu, femeie, amintește-ți în fiecare zi că meriți mult mai mult decât îți dai voie să primești. Vârsta unei femei nu înseamnă nimic. Cele mai frumoase melodii sunt cântate de cele mai vechi fiori. Femeia merită să o te oferi dragoste. Femeia e un înger pe pământ, e cel mai cald și mai frumos cuvânt. Și câte zile tu ai să trăiești,